Hello, hello, mă bucur tare mult să vă văd și mă bucur tare mult să vă văd în unghiul ăsta. Pentru cine e aici de multă vreme, probabil recunoașteți biblioteca din spatele meu. Dar lăsând asta la o parte, avem vlog. Nu am mai filmat un vlog de prea multă vreme, dar a venit și momentul lui. Și sincer aș vrea vara asta să filmez mai multe vloguri de lectură, pentru că pe lângă faptul că poate fi interesant pentru voi să urmăriți progresul unei cărți, sincer, îmi place mie să am amintiri din anumite perioade din anul meu, cel puțin. Dar, lăsând asta la o parte, haideți să vă povestesc ce este cu vlogul de astăzi. E bine, acum vreo lună, aș vrea să zic, Adelina a adunat un grup de booktuber și a zis: hai să facem ceva împreună. În grupul ăsta suntem 6 oameni. Pe lângă Adelina, cea care a pornit toată povestea asta, mai suntem eu, Alina de la Cărți și Alina, cealaltă Alina, Sânziana, Teo și Ioana, și o să pun toate linkurile lor în descrierea de mai jos. Și bine, noi săptămânile astea ne citim cărțile preferate unii altora. Eu am dat de citit Lolita și am dat de citit Alinei Lolita. Sunt super curioasă cum o să îi se pară. Am văzut așa un mic sneak peek pe Instagram, dar de-abia aștept să văd mai multe. Și eu am ajuns să citesc cartea preferată a Adelinei, și anume Acasă pe câmpia Armagedonului, de Marta Petreu, cartea apărută la noi la Polirom. Nici nu auzisem de cartea asta înainte ca Adelina să mi-o propună și am început-o azi de dimineață, așa cum ați văzut. Am citit până acum vreo 70-80 de pagini, cam așa, și îmi place stilul, dar aștept un început de acțiune un picuț mai intens, pentru că deocamdată mi se pare că avem multe personaje descrise și îmi place cum sunt descrise personajele, dar aștept să se înceapă să se ducă undeva cartea asta. Vedem, vă țin la curent, firește, și vedem cum este pe parcurs, dar asta se întâmplă acum. O să vă povestesc mai multe despre de ce am ales să filmez videoclipul ăsta acum și nu, să zicem, săptămâna trecută, și cum va arăta viața mea în perioada următoare. Eu deocamdată vă las pentru că vreau să mă să-mi fac repede ceva de mâncare și apoi să plec la sală, de unde și acest outfit minunat. Dar o să povestim mai multe mâine de dimineață cu privire la cartea asta, ce-mi place, de ce-mi place stilul, voi citi, sper eu, mai mult până atunci și o să povestim mai multe despre ea. Dar deocamdată începutul este bun, adică nu mă pot plânge deloc și sunt tare, tare curioasă să văd de ce este cartea preferată a Adelinei. Orice vlogger care se respectă, nu ne-am văzut mâine, ci ne vedem două zile mai târziu. În astea două zile s-au întâmplat câteva lucruri drăguțe, pe lângă mult, mult sport. Am fost ieri la o piesă de teatru, la opera de trei parale a lui Răzvan Mazilu. A fost nice. Dacă sunteți fan Mazilu, clar recomand. Dar cred că dacă ar fi să aleg între opera de trei parale și familia Adams, cu siguranță aș alege familia Adams. Dar clipul ăsta nu este despre teatru, ci este despre cărți, așadar haideți să ne întoarcem la Acasă pe câmpia Armagedonului, de Marta Petreu. Am ajuns la pagina 170 astăzi, am mai citit un pic din ea și trebuie să spun că a început să-mi placă mult, a început să-mi placă mult mai mult decât mi-a plăcut la început. La început mi se părea că e foarte multă introducere, au primele 70-80 de pagini, mi se părea că nu se întâmpla mare lucru, dar următoarele au fost în sfârșit despre viața cuiva, mai exact despre viața mamei personajului nostru principal, și mi-a plăcut foarte, foarte mult toată bucata asta. Acum începem să intrăm în viața Tabitei, a personajului nostru principal, pe bune, și sunt tare curioasă încotro să meargă povestea, dar bucata asta despre viața părinților ei mi-a plăcut super mult, atât pentru cum a fost scrisă, v-am zis, pentru că stilul îmi plăcea de la început, cât și pentru perioadă. Pentru că, nu știu, viața unor oameni de la țară prin anii 40 e un lucru pe care, na, nu l-am experimentat, deci nu am cum să știu, și automat mi-a plăcut să citesc despre asta și v-am zis, stilul chiar îmi place super mult. Așadar, o să mai revin cu detalii. Practic, ce s-a întâmplat în bucata asta, care mie mi-a plăcut foarte tare, a fost că am avut viața mamei, personajului nostru principal, viața din copilărie până când
a ajuns să o nască pe ea și, mă rog, mai avem și crâmpeie din momentul în care ea a murit. Dar mi-a plăcut super, super, super mult. Mă rog, a dus o viață foarte tristă, o căsnicie foarte nefericită, dar mi-a plăcut extrem de mult să văd frânturi din viața femeii astea și mi-a plăcut foarte tare, deși a fost tristă bucata asta și e clar au avut o căsnicie proastă din punctul meu de vedere. El nu și-a luat niciodată copiii în brațe, ei doi nu puteau să comunice deloc, clar nu erau făcuți unul pentru altul absolut deloc. Mi-a plăcut mult bucata asta și mi se pare că autoarea a prezentat-o într-o manieră super personală și te-a făcut efectiv să empatizezi acolo cu omul, să te simți acolo cu el, ceea ce evident mie îmi place foarte mult. Până una alta însă pot să vă mai zic de cartea asta că a câștigat câteva premii, printre care și cea mai bună carte a anului la Gala Industriei de Carte Bun de Tipar, ceea ce mă face foarte nostalgică pentru că eu am fost voluntar la această gală și recunosc că nu mai ține aminte că asta a câștigat atunci, dar da, that was way back when. Astăzi este duminică și am de gând să-mi petrec restul zilei cu cartea asta. De dimineață am mai făcut curat prin casă, am făcut chestii astea super domestice. În timp ce am ascultat o carte, vă las aici poza, este vorba despre autobiografia actriței care joacă pe Professor Sprout în Harry Potter și este o bucurie de carte, îmi place super, super mult să o ascult și mă bucur, efectiv mi-a făcut plăcere să fac lucruri prin casă astăzi ascultând-o și cred că toată după masa de astăzi se va împărți între citit, gătit, făcut chestii mici prin casă, mai am câteva lucruri de făcut, tăiat ghearele pisicilor și lucruri de genul ăsta, dar astăzi chiar este o zi super frumoșică. Marți dimineață, ora 9, ca să fim mai exacti. Astăzi va fi o zi super chill, sper, pentru că este o zi în care tot trebuie să fac lucruri pe care le amând de ceva vreme, dar este o zi de stat acasă și vreau să lucrez afară cât se poate de mult. Niște lucruri pentru facultate, filmat și editat pentru YouTube, musai. Vreau să-l ajut pe Andrei cu niște chestii, dar va fi așa o zi oarecum la pas, sper eu. Și am zis să încep cu o mică discuție cu voi, pentru că am mai vorbit despre subiectul ăsta de câteva ori pe Instagram, dar am simțit nevoia să-l deschid și aici. Și anume, faptul că perioada asta pentru mine, ce urmează acum, sper eu că va fi o perioadă super frumoasă și mult, mult mai relaxată și sper să ne vedem mai des, să mă vedeți mai des cel puțin, pentru că vreau să citesc mai mult, să efectiv să iau lucrurile un pic mai încet, pentru că tot semestrul ăsta a fost haos, absolut haos, așa că vreau în perioada asta să pun lucrurile pe pauză un pic, vreau să lucrez mult în continuare pe partea de research, pe partea de sintaxă, ce fac eu, vreau să mă apuc să scriu o carte nouă, lucruri de genul ăsta, dar vreau să iau lucrurile ceva mai relaxat la nivel de mindset, mai mult decât orice, mai relaxat, mai colorat, mai vesel și asta cred că se poate vedea și pe mine în momentul de față, încerc să mă îmbrac mai colorat, să ies mai mult afară, să am grijă de plantuțe mai mult, ceea ce mi-aduce aminte că trebuie să mut una în casă pentru că, hei, nu toate plantele sunt menite să stea afară, dar nu despre asta e vorba, voiam să dau un mare, mare, mare shout-out sponsorului nostru de astăzi și anume cei care mi-au oferit această minunată pereche de ochelari roșii. Și cum am zis, vreau să văd lumea într-un mod mai colorat. Așadar, atunci când cei de la Lentiamo m-au contactat și mi-au povestit despre site-ul lor de ochelari și am intrat și am văzut câte rame cute au acolo, am zis că da, e musai ca asta să fie una dintre schimbările pe care le fac. Prin urmare, eu mi-am ales de la ei această pereche de ochelari roșii, nu știu cât de mult puteți vedea, dar sunt super, super frumoși.
rama asta pe care eu o am, se pare că este de la Armani. Au multe, multe mărci pe site și multe tipuri de ochelari. Pot să fac ochelari de soare sau ochelari de vedere, ochelari cu protecție pentru calculator, pentru că știm că toții, din păcate, în perioada asta am stat mult, mult mai mult la calculator. Și haideți să vă arăt o chestie, pentru că mi se pare packaging done right. Cutia a venit așa, dar în momentul în care am deschis-o, how cute is that? Mi s-au părut foarte, foarte cute. Ochelarii au venit pe rețeta mea și au respectat întocmai ce le-am zis. Deci chiar a fost o pereche de ochelari de succes, ca să zic așa. Și dacă vreți să vă schimbați și voi viziunea la propriu în perioada asta, să știți că până pe 31 august, dacă intrați pe site-ul Lentiamo și folosiți codul IRINA10, aveți 10% reducere. Dacă vreți chestii mai sobre, au și rame sobre, dar dacă vreți lucruri colorate, au niște nuanțe superbe de un albastru de ăsta turcoaz absolut minunat, verde, galben, love it. Așadar, musai, vă încurajez să mergeți, să aruncați o privire, să vedeți ce și cum. Dar da, eu asta vreau să fac, de fapt, în perioada următoare, să-mi schimb perspectiva, să o iau mai ușor, să iau lucrurile un picuț mai la pas, dar și mai relaxat. Și cred că cu totul mi-aș dori foarte mult de la mine în următoarele luni să am o abordare un pic mai deschisă, mai veselă, mai calmă, să citesc mai mult, să stau mai puțin pe telefon, să fiu mai prezentă, să mă văd cu prietenii mei mai mult, lucruri de genul ăsta. Toate astea, în timp ce voi continua să lucrez, pentru că v-am zis, cred că tocmai m-am hotărât care să fie următoarea mea carte de lingvistică pe care o să scriu. Firește, va lua ani de zile până voi ajunge la final, dar mi-am colțit o idee care nu sună rău absolut deloc. Dar, apropo de cărți, acasă pe câmpia Armagedonului, Marta Petreu, pentru asta suntem aici. Cred că ultima dată când v-am vorbit despre cartea asta a început să-mi placă mult și acțiunea. Acum mai am vreo 50 de pagini, deci sunt aproape la final. Acțiunea continua să-mi placă foarte tare, mai ales atâta vreme cât am avut bucata aia de viața, copilăria, perioada de școală a personajului nostru principal. Și mi-a plăcut super mult că la un moment dat s-a mers destul de puternic pe momentul în care tatăl ei s-a convertit la martorii lui Jehova, cred, s-a pocăit. Și mi-a dat așa un vibe super puternic de Educated, de la Tara Westover, și toate astea într-un spațiu românesc. Eu știu evident că există comunități de pocăiți și în România, dar nu cred că mi-am pus vreodată problema cine sunt oamenii ăștia, unde sunt, care sunt credințele lor. Și mi s-a părut super, super, super fain să citesc din perspectiva asta și mai ales perspectiva unui copil care începuse să meargă la școală și toate întrebările pe care ea și le punea cu privire la religia tatălui ei. Super mult mi-a plăcut și stilul îmi place mult, mult, mult de tot. Acum, spre final, mi se pare că iar o ia un pic în jos în ideea de cât de alertă este acțiunea spre final, firește, dar o să revin cu părerile finale când o termin, probabil pe parcursul zilei de astăzi. Hey guys, am zis să închei vlogul de astăzi pentru că tocmai ce am terminat cartea. Aș zice că ar fi un solid 4 din 5 steluțe pe Goodreads pentru că au fost multe lucruri care mi-au plăcut și au fost multe lucruri noi pentru mine. Așa cum am zis, toată povestea cu religia, toată povestea cu lumea satului pe care, da, ok, o știm cu toții tangențial probabil, dar nu e ceva pe care eu să fi experimentat foarte mult și mi-a plăcut stilul extrem, extrem, extrem de tare. Un alt lucru care mi-a mai plăcut în carte este deși faptul că de la un punct încolo e super clar că personajul nostru nu este deloc de acord cu părinții ei și cu deciziile lor și vede defectele atât în tatăl ei cât și în mama ei, niciun punct nu mi s-a părut că încerca să judece oamenii ăștia și din contră încerca să le găsească explicații, nu scuze, ceea ce iar mi-a plăcut mult, pentru că mi s-a părut o abordare echilibrată și firească din multe puncte de vedere. Așadar, da, 4 din 5. Adelina, mulțumesc tare mult că ai recomandat cartea asta, pentru că nu aș fi ajuns la ea altfel și sper să mai existe inițiative de genul ăsta, pentru că mi se pare evident că de multe ori când ieșim din zona noastră de confort ajungem să găsim cărți
pe care probabil nu le-am fi găsit altfel. Sper că v-a plăcut clipul ăsta și că v-am făcut curioși referitor la Acasă pe câmpia Armagedonului și noi ne auzim diseară, dacă vedeți clipul ăsta astăzi, cu book club-ul, cu întâlnirea de book club, dacă nu, săptămânile viitoare. Ok, guys, v-am lăsat, v-am pupat și ne vedem mai încolo. Bye!